Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un mic video tutorial în care o să vă prezint un site cu ajutorul căruia puteți să faceți un transfer rapid. Dacă ieri spuneam despre o metodă de a copia fișierele într-un mod rapid, acum voi vorbi despre un site unde puteți să faceți un transfer de fișiere, de foldere până la 2 GB. Puteți face acest transfer fie printr-o adresă de mail, fie cu ajutorul unui link. Veți vedea imediat despre ce este vorba. Pentru a putea să vizionezi acest videoclip în continuare, va trebui să te abonezi apăsând butonul subscribe și de asemenea să apeși clopoțelul de notificări. Dacă aveți cumva fișiere mari de 2 GB și nu aveți cum să le transferați, sau dacă vă loviți de anumite impedimente, cum ar fi durata de transfer, deci ați încercat cu alte site-uri și trebuie să așteptați foarte mult ca informația dumneavoastră să se încarce pe acel site sau cel care descarcă informația să fie nevoit să aștepte foarte mult, atunci eu vă recomand acest site pe care o să-l găsiți în descriere. Tot ce aveți de făcut este să alegeți dumneavoastră metoda prin care doriți să trimiteți fișierul, fie vreți să trimiteți prin e-mail, adică introduceți aici adresa de mail acelui căruia doriți să-i transferați acel fișier, doriți să-i trimiteți acel fișier sau folder, aici puneți adresa dumneavoastră de mail și aici îi lăsați un mesaj de genul acesta este nu știu ce fișier, aceasta este nu știu ce informație pe care doresc să-ți o dau. Dar eu spun că mai comod și mai util este să mergem să apăsăm pe acest butonaș și să alegem metoda link. Adică vom merge și vom introduce informațiile pe care dorim să le transferăm și veți vedea imediat pașii ce trebuie după aceea urmați. Ideea este în felul următor că aveți voie să trimiteți foldere sub 2 GB, deci nu mai mari de 2 GB. Mergeți pe acest plus, adăugați fișierul sau folderul pe care doriți să îl trimiteți, apăsați butonul Open, apăsați butonul transfer după aceea, se va face transferul și vă spune aici să copiați linkul. Apăsați Copy Link, acest link a fost copiat după cum vedeți și aici și tot ce aveți de făcut este să dați linkul persoanei căreia doriți dumneavoastră să-i transmiteți acea informație. Mergem și punem și noi linkul aici, ca și cum noi am fi persoana care am primit acest link, apăsăm Enter și avem posibilitatea să downloadăm acest folder. Foarte simplu, foarte ușor, foarte rapid. Acum și dumneavoastră aveți posibilitatea de a putea să transferați fișiere dacă doriți. V-am spus, veți găsi în descriere linkul care vă va duce către această pagină. Alegeți metoda prin care doriți să transferați, fie prin mail, fie prin link. Eu spun că e mai ușor prin link. După aceea apăsați aici și alegeți fișierul sau folderul pe care doriți să îl transmiteți, să-l trimiteți celui interesat. Apăsați Open, apăsați butonul Transfer. Acesta se transferă numai decât copiați linkul și ați văzut ce am făcut. Cel care primește acel link de la dumneavoastră va putea să descarce fișierul în câteva secunde în funcție de dimensiunea fișierului, bineînțeles. Însă vă asigur că viteza de transfer este foarte bună. În felul ăsta nu mai trebuie să faceți upload, să faceți alte operațiuni, pur și simplu metodă simplă, rapidă și eficientă, așa cum v-am spus. Cu speranța că acest videotutorial vi s-a părut interesant, vă invit să dați un like, să vă abonați dacă doriți. Eu sunt Ale, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă aștept și la alte videotutoriale.